Deci, astea sunt pedepse divine și nu neapărat istorice. Pentru că în momentul când ești credincios ca un Matei Basarab, când ești ca un Vasile Lupu, și o să mă întrebați de ce pomeniți de ei, citiți în istorie. Când o să fim ca Neagoi Basarab, care își instruia fiul exact ca un călugăr și îi spunea ce e bine și ce e rău, Neagoi Basarab e singurul domn care nu a dus niciun război. El toate războaiele l-a încheiat cu pace și cu rugăciuni. Nu că ar fi neapărat rugăciunea ultima armă, pentru că dacă stăm să ne gândim la războaiele lui Ștefan sau al lui Vlad Țepeș sau al lui care a mai fost domn din ăștia vestiți, deci a fost nevoie și de sabie. Dar totuși, noi nu avem oameni de asemenea învergură. Noi ne-am topit. Ne-am topit ușor și ne-am diluat, exact cum face negustorul când pune apă în vin. Pune apă și zahăr și la urmă când n-are tărie, toarnă alcool. Ăla nu mai este vin. Asta e pișoarcă, cum se spune. Ei, așa și noi ne-am subțiat și ne-am diluat după toate metodele. Când avem chef, apelăm la Uniunea Europeană. Când avem chef, apelăm la Moscova. Când ne săturăm de Moscova, vrem cu America. Când vrem cu America, vrem cu Germania. Când nu mai vrem cu Germania, vrem cu Marea Britanie. Când nu mai vrem cu Marea Britanie, vrem cu nu știu care. Deci, astea nu sunt seriozități. Deci, noi trebuie să vrem cu Dumnezeu care veghează pământul ăsta și poartă grijă de el. Îi plin de locașuri sfinte, îi plin de sfinte moaște, îi plin de ostași români căzuți pe toate câmpurile de luptă, îi plin de crucile strămoșilor. Și trebuie să dăm dovadă de puțin românism. Și ultima pedeapsă pentru care Dumnezeu ne poate pedepsi, tot într-o țară creștină ortodoxă, după învrăjbire și dezbinare, este crima din trup. Deci, nu uitați că în 1989, primul decret liber care s-a dat în România a fost întreruperea sarcinii. Și dumneavoastră să-ți dați, păi, trebuia să naștem toți copiii? Nu. Trebuia să faci în așa fel, să găsești înțelepciunea și priceperea, să n-ajungi să smulgi copiii din burtă. Deci totuși 20 și ceva de milioane de întreruperi de sarcină, mă gândeam într-o zi, nu la altceva. Știți la ce mă gândeam? Mă uitam la mamele astea care vin cu copiii din ăștia mici, uite cum e înjurul ăsta, deci pe masă, care ține și el predică cot la cot cu noi. Care vin câte 200-300 duminica și se împărtășesc. Cât îți de simpatici, cât îți de frumoși, cât îți de drăgălași. Și ce oameni mari o să ajungă ei, că doar vrând nevrând sunt generația de mâine. Ei, gândiți-vă că au trecut 27 de ani de la Revoluție și noi totuși am nimicit o generație. Încă o dată populația noastră a românilor. Noi suntem de tăți vreo 22, vreo 4 prin străinătate, 5 la muncă, vreo 17-16 pe acasă și vreo 27, 25, 22, câte ori fi fiind exact, că nu stă cineva să țină ad literam evidența, deci să merge pe o statistică, că dacă o clinică face 10-15 din astea pe zi, întreruperi, un cabinet din asta de nenorocire de asta și dacă sunt vreo 7-800 în România sau câte ori fi fiind ele de toate, deci se ridică undeva la câteva sute pe zi, ori pe 10 zile, ori pe o lună de zile, ori pe un an, ori pe 10 ani și vezi unde ești. Ei, totuși aceste făpturi nevinovate, care sunt viitorii noștri copii, viitorii noștri moștenitori, viitorii noștri oameni din sângele nostru, au plecat jertfă la cer ca pruncii uciși de Irod pentru nechipzuința noastră creștină. Acum nu trebuie să judeci o mamă că a făcut treaba asta. Dumnezeu să o ierte din toată bunătatea lui și ea să se trezească și să nu mai greșească. Dar nepăsarea cu care facem noi și gândiți-vă că dacă suntem atenți și deschidem bine ochii, eu m-aș uita la altceva. Spre ce încercam noi să ne îndreptăm până cu 2-3 luni? Familia gay, familia lesbiană, înfierea de copii la familiile astea o leacă zăpăcite, dezmăți la modă, concubinaj la modă, familia monoparentală la modă,
uniunea consensuală la modă, căsătoria de probă la modă. Și noi totuși stăm nepăsători. Deci nouă nu ne pasă. Și v-am spus cel mai șocant lucru când o domnișorică de asta în anul întâi sau doi pe la Facultatea de Farmacie a zis, părinte, trebuie să discut ceva neapărat cu dumneavoastră, dar nu vreau să ne audă oameni de aici. Zic, hai bine că mergem deoparte și discutăm. Și o întreb, zic, ai pățit ceva? Mă așteptam să-mi spun o trăsnaie. Nu știu cum să procedez, părinte, zice, că toate fetele râd de mine când sunt fată mare. O, zic, dar ăsta e un motiv de supărare. O, să-l împace. Spune și tu că ai prieten și că nu e aici, în Iași, că te duci la el și acolo vă petreceți timpul. Da, dar mă urmăresc și mă întreabă unii că de ce... Băi, tu n-ai dat socoteal nimănui, eu am venit să învăț carte și n-am venit la dezmăț. Și cu asta ai terminat discuția. Da, și vedeți, deci, să ajungi să pari nebun că ești normal. Și să ajungi nebun și să crezi că ești normal. Adică să crezi că tot dezmățul ăsta precoce, că nu se numește altfel, pe care încearcă societatea să-l impună în viața de familie, noi nu realizăm că familia, mama și tata sunt Dumnezei pe pământ. Noi nu realizăm lucrul ăsta. Mama este biserica și tata este Dumnezeu pe pământ. Pentru că numai în familie cresc valorile. N-așteptați valori de la stat. N-așteptați valori de la politică. N-așteptați valori de la ministerie. Nu o să vină, nu știu care, ministra învățământului să-ți aduci ție copilul. Tu le duci. Tu îi dai lapte la sân, tu îi schimbi scutecul, tu îl hrănești, tu îl duci de mână la școală, tu îl culci, tu îl scoli, tu îl duci de mână la biserică, tu îl duci la împărtășit. Nimeni nu ți-l educă. Și dacă l-ai crescut frumos și sănătos, ai scos România din impas. Deci asta este primul tratament politic care trebuie atribuit României. Familia sănătoasă, mentalitatea sănătoasă și oprirea dezmățului. Vezi, dacă ne uităm la bieții ăștia tinerii noștri, ei nu-și dau seama. Occidentul și-a deschis vărsătoarea, ați văzut cum e la Tomești, acolo unde se duc toate gunoaiele. Merg mașinile, se suie pe un munte, așa, și tot vomită din ele, tot ce strâng de pe un oraș. Ei, așa a venit Occidentul peste noi și ne-au dus toate bunătățile astea care ne trebuie. Nu ne-au dat droguri din prima, ne-au dat etnobotanici. Nu ne-au dat curvării din prima, ne-au dat filme pornografice. Nu ne-au dat forță și bătaie și pumn din prima, ne-au dat filme din astea, cum pușcături, v-am spus. Nu că mă înfiorează. Vezi 50 de filme și au aceeași temă. Sex, mașini explodate, oameni morți, case explodate și mașini luate foc. Dar de ce n-ai face niște filme de cultură generală? Pentru că țara asta, lumea asta e frumoasă, are atâtea valori în ea. Să dai în fiecare 10-5-6 ore din cultura fiecărei țărișoare care există pe fața pământului, să vadă oamenii gratis cum gândește ăla, cum gândește ăla, ce înseamnă copii sărași, ce înseamnă oameni normali, ce înseamnă mame devotate, ce înseamnă părinți normali, părinți educați, părinți vrednici. Nu dă nimeni, deci toate dezmăți. Și săraci copii licule, eu nici nu-i... Deci l-a spovedit efectiv, nici nu-i cer. Îi las să văd ce-mi spun și îi zic, băi, nu-i prea bine, trebuie să te gândești la tine cât străși sănătatea. Da, părinte, și cum ar trebui să fac? Băi, măcar roagă-te câte o leacă. Exact așa iau, nici nu li spun altceva. Măi, roagă-te câte o leacă, zi paraclisul la Maica Domnului și uite zoleac din Părate Ceresc sau Tatăl nostru. Și e de ajuns? Băi, momentan e de ajuns. Și îi vezi așa tinerii ei și încercați de toate nevolniciile astea ale timpului, că totuși încet, încet fixează câte ceva și îi vezi că mai vin la biserică. Ei, asta e o mare binecuvântare. Nu ar trebui acum să facă toți călugări, n-ar trebui acum toți să facă preoți, n-ar trebui acum toți să se facă credincioși și să nu mai se rădice de jos de la psaltire, dar cel puțin conduita normală socială nu trebuie să lipsească din societate. Asta ne duce și la ură, și la dezbinare, și la războaie civile, și la bătăi, și la crime, și la jicniri. Eu am rămas mirat prima dată în sinea mea când am văzut doi oameni că se ceartă de la nimic. Zic, bă, dar voi ce aveți? De ce nu vă înțelegeți? Pentru că eu sunt partidul cu toate și el în partidul cu toate. Bă, dar ești în același sat, bă, și treaba-i. Eu zic, de vaca ta, de ogorul tău, de prașul la ta, și treaba-i tu. Nu.
i-au învățat să se ucidă între ei pentru lucruri de nimic. Și gândiți-vă la o chestie cu care închei, simplă și glumind. Cei care merg la vot trăiesc din 1300 de lei sau 1500 și cei care s-au votat sus trăiesc din 10.000 de lei sau din 15.000 de lei. Merită să vă omorâți voi între voi pentru dânsii care o duc bine? Păi bine, omorâți-vă voi pentru voi să o duceți bine. Deci nu pentru alții. Lăsați-i în pace. Să-și rezolve problemele singuri, că sunt oameni mari și majori și au luat responsabilitate, n-au decât să-și facă datoria. Dacă nu-s vrednici, mai sunt și alții. Cum se explică că votanții nu se schimbă niciodată? Aia care spuși acolo, numai aia care votează diferă numărul lor. Deci trebuie să fim un pic logici. Era o scrisoare undeva pe internet, nu știu cine o scrisese, și spunea cam așa ceva, în glumă. Dacă votul ar conta, n-ai mai fi lăsat să votezi. Și cu asta v-am spus totul despre politică. Deci vreau ca învățătura lui Iov din seara asta să fie pentru noi un semn de întrebare. Când suferim, avem motiv de suferință? Când suntem încercați de Dumnezeu, avem motiv de încercare? Când suntem lăsați un pic de Dumnezeu să ne chinuim, avem motiv? Cred că avem. Spune așa, uite, eu confirmat. Spune așa la dreptul Iov. Că acest om din Ținutul Ur, în fiecare seară și dimineață, aducea un bou de jertfă lui Dumnezeu, că așa era pe atunci rugăciunea, nu era ca cu Tatăl nostru, ca nu cumva să-L fi supărat pe Dumnezeu, măcar cu gândul, el sau copiii lui. Și un bou îl aducea dimineața de jertfă și unul seara. Ce se făcea cu jertfa respectivă? Se tăia animalul, era un altar de piatră, toate grăsimile, tot ce era în bou, se punea pe altar să ardă și dacă Dumnezeu primea jertfa, venea un miros de bună mireasă în domnicească, care noi azi la semănă împintăm mâine.